Joi 17 octombrie, în sala polivalentă din Călăraș, AHC Dunărea Călăraș a obținut încă o victorie în meciul disputat cu CSM Vaslui. Dacă la pauză vasluienii conduceau cu scorul de 13-12, în repriza a doua călărășenii s-au mobilizat, iar la final tabela arăta 27-22. De data aceasta, poarta a fost închisă de Vlad Rusu și din nou principalii marcatori au fost extremele Florin Dospinescu, 6 goluri, și Gabriel Bujor cu 7 goluri. Cu această victorie, AHC Dunărea Călăraș urcă pe locul 5 în clasament cu 13 puncte acumulate. Următoarea partidă, AHC Dunărea Călăraș o va juca în deplasare în Cupa României pe data de 3 noiembrie cu CSM Gidie. Vamos deixar isso aqui.